Deputații Partidului Șor au lansat inițiativa de a majora fondul de reducere a vulnerabilității energetice de la 5 la 10 miliarde de lei. Asta va permite guvernului să achite integral facturile populației pentru perioada de iarnă. Proiectul de lege a fost deja înregistrat în Parlament. Vicepreședintele formațiunii, Marina Tauber, a solicitat ca documentul să fie inclus astăzi pe ordinea de zi a Parlamentului, astfel la ședință urmând să participe și fracțiunea pe care o reprezintă. În caz contrar, deputații Partidului Șor au anunțat că se vor alătura protestatarilor din fața Parlamentului. Totuși, ulterior, s-a aflat că majoritatea parlamentară s-a opus includerii inițiativei Partidului Șor pe ordinea de zi. Noi am introdus în Parlament o inițiativă legislativă privind plata integrală a facturilor pentru gazele naturale, electricitate și încălzire pe timp de iarnă. Pentru a face acest lucru, Parlamentul trebuie să modifice legea privind fondul de reducere a vulnerabilității energetice prin precizarea clară a caracterului deplin al compensației și la fel și legea bugetului de stat. Propunem să aplicăm această măsură extraordinară pentru iarna trecută, când tarifele au crescut de 3-7 ori. Potrivit Marinei Tauber, inițiativa privind compensarea integrală a facturilor pentru gaze naturale, energie electrică și încălzire este absolut justificată. Ea a amintit, de asemenea, că această inițiativă nu contravine acordului de asociere cu UE și că aproape 800.000 de cetățeni au semnat în sprijinul acesteia. Vă aduc aminte că doar în ultimii 2 ani țara noastră a primit 1 miliard de euro de la partenerii de dezvoltare și anul acesta deja peste 500 de milioane de euro. Și un simplu calcul, dacă cei de la guvernare ar avea timp pentru el, arată că pentru implementarea inițiativei noastre este necesar doar de în jur de 8 miliarde de lei, atenție, ca să acopere toate aceste facturi. Noi solicităm insistent ca Igor Grosu și toți cei care se ocupă de procedură legislativă să aibă grijă că proiectul de lege să fie introdus cât mai repede în procedură legislativă. Marina Tauber a menționat că nivelul sărăciei a atins cote catastrofale, în special în zonele rurale, unde 50% dintre oameni au venituri sub nivelul minimului de existență.